Două autoturisme s-au ciocnit luni seară în intersecția din fața prefecturii. Una dintre mașini s-a răsturnat și a rămas pe plafon. Șoferul autoturismului răsturnat, un bărbat în vârstă de 40 de ani, și pasagerul de pe scaunul din dreapta au suferit traumatisme minore și au fost transportați la spital pentru investigații medicale. Celălalt autoturism era condus de un polițist de 36 de ani din cadrul Inspectoratului de Poliție Buzău, care se afla în timpul liber. Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că mașinile veneau de pe străzi perpendiculare, iar ambii șoferi susțin că au intrat în intersecție pe culoarea verde a semaforului. O persoană de sex masculin, în vârstă de 36 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Nicolae Băcescu, din direcția Bulevardul Stadionului către Bulevardul Unirii, la intersecție cu Bulevardul Nicolae Titulescu, a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de o persoană de sex masculin în vârstă de 40 de ani, care circula din direcția strada Patriei către 23 august, iar în urma impactului a rezultat răsturnarea celui de-al doilea autoturism. În urma coliziunii, a doua mașină s-a răsturnat, iar șoferul și un pasager au fost transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate. În cauză s-a întocmit dosar penal, iar cercetările continuă.